Salutare YouTube, eu sunt Andrei și vă urmăriți episodul 4 din Andrei joacă Minecraft Skyblock. După cum ați văzut, am luat niște piatră, un pic mai multă, ce se vede la mine plus asta de aici. Pentru că astăzi vreau să facem o capcană pentru moștri. Și anume, vom începe de undeva de aici. Vreau să fie destul de departe, dar totuși să nu fie foarte aproape de casă. Trebuie să fie aproape pentru că altfel nu vor spawna monștri și atunci n-am rezolvat nimic. În schimb, nu vreau să fie foarte departe, nu vreau să fie foarte aproape pentru că va fi o capcană prin cădere, adică îi va omorâ prin cădere. Și atunci nu vreau în timp ce un schelet cade și moare să mă omoare pe mine de acolo. Din aer așa că ăștia atrag. Și am. Vom face la cam 32 de blocuri, să zic. 4. Stați așa să facem niște calculele. Deci asta este... Mai trebuie să mai facem un rând. Nu e ceva plănuit, mă gândesc pe loc. Și încă un rând. Și atunci va veni mijlocul de 4, mă interesează pe mine. Mijlocul va fi aici. Și va veni de 4. Mai facem noi mă gând aici. Deci mijlocul de 4 va fi aici. 1, 2, 3, 4. Vom începe de aici. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Atât. Aici va veni așa. Și 2, 3, 2, 8 trebuie să fie. De 8 încolo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și aici va veni așa.
noapte, așa că vom renunța pentru moment la proiect. Vom continua imediat cum se face zi. Dar până atunci, așteptăm să facă zi. Ok, o să fie destul de mare. Și ca să înțelegeți voi, uite, a și spawnat deja. Pe platformele astea vor spawna monștri, iar pe astea va fi apă. Da? Și va curge așa. Și monștrii vor cădea în apă, îi va împinge, vor face poc și gata. Sper să fie distanța corectă să moară, că altfel... Altfel e cam urât. Și sper să nu poată să tragă în mine de la distanța aia. Ok, până una alta eu voi mai lua niște piatră, că altceva n-am ce să fac. Voi reveni când se va face zi. Și gata, s-a făcut și zi. Mai mult niște monștri pe aici. Asta era. Se iau găleata cu apă. Găletușa. Trebuie neapărat să facem și ferma aia, pentru că rămânem fără apă, fără mâncare repede, prea repede. Tot ce am mâncat până acum a fost carne de zombi și niște pepeni care mi-au mai crescut, dar e prea puțin. Bun, unde rămâsesem? Ia uite. Opa. Bun. Asta la cea, e din cea oarsei.
s-a făcut noapte, iară trebuie să așteptăm ziua. Oricum este aproape gata, asta este important. Și am văzut că am greșit și numărătoarea. Da, o să rezolvăm noi ușor. Oricum, asta e, acum așteptăm ziua. În timp ce așteptam să se facă dimineață, am omorât la zombie, după cum puteți vedea. Ceva în genul. Iar unul din ei... Unuia dintre ei le-a căzut un cartof. Adică ăsta. Și eu acum o să-l plantez. Ceva... în gen. Gata. Și acum vom avea cartofi în sfârșit. Sursă de hrană mai bună, pentru că e o problemă mare cu mâncarea aici. Și acum așteptăm să facă dimineața. Dacă am făcut, în schimb va trebui să aștept, pentru că aia cred că e plină de monștri. Mai mult ca sigur e plină de monștri. Ok, să zicem că s-a făcut zi, dar v-am spus eu o problemă foarte mare, pentru că aia este plină de monștri. Așa că voi merge un bloc mai așa, să nu-mi cadă în cap. Ia să vedem ce s-au aici. E clar, și eu n-am decât un pic de sabie, am uitat să-l fac. Ok, este zi, deci scăpăm ușor de el. Mai bine îl lăsăm așa până la pauta. Pa, pa! Asta trebuie să fie așa. Așa, să vedem aici, cu asta cum se face. Asta e bine. Ok, apa asta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și asta este bine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și asta este bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, mi-a dat crash Minecraft, am revenit. Da, mă, mori, dacă mori, 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 că n-am viață. Mori, mă, odată. Olu, mai aveam un pic și muream eu. Deci...
jucăm. Sper să fie și bine. Ce frică mi-e să nu-mi sară ceva în cap acum. Fix pe mine pe engine-ul ăla. Fix pe mine a căzut. Cu toată piatra mea și cu arcul meu și cu toate cele. Bine că mi-a lăsat și mie un bloc și două frânghii. Of! Mă rog, știm că merge măcar. Aude. Drangă. Perfect, măcar merge. A dat domnul. Nu m-am piatră în mână nimic. Și eu ce fac acum? Bine că am târnăcop, o să iau niște piatră, vreau să-mi fac un alt târnăcop. Nu-i nimic, ne ridicăm noi la loc. Revin după ce iau niște piatră. Să vă spun eu la ce sunt bun zombie? Mi-aduc obiectele de acolo. Trebuie să fac repede ceva. Cu asta de aici. Sper să nu mor iară. Așa, măcar nu mai vin. Până una, până alta. Ce-mi place. O să mergem, așteptăm să facă zi și mergem și dărâmăm și aia de acolo. Pentru că o să fie o problemă cu ea. După care urmează strângem piatră. A, apropo, da, mi-am crescut câteva cartofi. Ceva în genul. Ca să am de mâncare să mai mănânc carne de zombie. Că nu face bine la stomac. Iar acum că o să am oase nelimitate, îmi permit. Dar trebuie copți și aici trebuie cărbune. Și cu ăsta e cam mult treaba. Trei, doi. Trei chiar. Și... putem să facem un cărbun și... ok. Ce spuneam? Da, mai trebuie... 3 și putem să facem după aia un cărbune, 2 cărbuni și să coacem 16. Până alta, dăm și la copăcel. Să mai crească și el, perfect. Ca să facem niște cărbuni, ca altfel. Mă, acum nu mai e problemă. Dacă avem oase nelimitate, suntem... pur și simplu nu mai avem nicio problemă. Putem să creștem orice, repede. Asta vom face acum, vom merge și vom face niște cărbun. Și anume toți 5. Așa, oricum trebuie și torțe. Și aici pe ăștia ar fi, dar mai trebuie unul pentru că nu trebuie pentru crescut alții. Și vreau și copacul. Bine, am, dar vreau de aici. Ce mă, mai puteți să mai veniți încoace? Mi-e frică. Să spălim niște bariere, să nu cădem de aici.
Cea mai bună parte e că funcționează și ziua și noaptea. Sper. Oricum, cred că s-ar putea să funcționeze chiar mai bine ziua decât noaptea. Măr. Bun, măr. Hai să-l mâncăm. Și se prind nimic? Nu, nimic? Oase am luat? L-am luat. Ok, avem os. Mamă, ce frică mie. Că îmi cad în cap. Trebuie să fac neapărat o barieră. Și cam așa, dragi prieteni, funcționează capcana. Perfect, avem 16 acum. Ei, facem repede. Deci, 2 cărbune ar veni, da? Așa, și de restul... caramele. Și de restul torțe. Și pe toți, bun. Parcă putem să facem? Putem să facem, că avem o grămadă de sfoară. Să facem un arc repede. Pentru că de celălalt a avut cineva grijă. Perfect. Perfect. Ține 8. Credeam că ce acolo nu ține 8. Mă am lăsat un am. Bine, așa? Nu. Trebuie să plantăm noi. Avem aici. Nu știu ce să fac cu ăsta, cu bărci sapling. Deci chiar nu știu de ce mi l-a dat. O să mă uit peste provocări, că această hartă vine și cu niște provocări. Repede, cât putem noi de repede aici să facem o barieră. De ce vreți, dragii mei? Hai bine, aștept ziua. Ok, aștept ziua și revin. Da, s-a făcut zi și în mare am făcut așa o ramă. Dar o să vreau să... A, și aici am modificat un pic. Dar o să vreau să facem o ramă dublă, așa că voi mai lua niște piatră. Și revin apoi. Bun, am luat un stack. Acum să... Mamă, câte sunt aici. Bun. Acum să terminăm. Asta am trebuit. Sper să ne ajungă. La fel cum nici asta din curs nu trebuia, dar... Așa, mă. Și acum suntem și noi. Bine, dacă ne cad în cap e o problemă, dar... Acum suntem relativ safe. Și aș putea să fac și așa chiar. Până aici. Și aici este groapa. Doar o grămadă de auto, 12 oase, 30 de săgeți. Perfect. Următorul pas, ceea ce vom face în episodul următor, este să facem în sfârșit, că de când tot zic că facem și n-am mai făcut, ok, o să mă enerveze acolo, este să facem în sfârșit platforma aceea pentru animale. Și, exact, ce ziceam. Așa, și să închidem peste tot, să nu ne mai ningă, să nu ne mai distrugă pe aici, da? Bun, până data viitoare nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu sunt Andrei și vă doresc o zi bună. Ciao!